Peste 41.000 de reacții adverse au fost înregistrate în urma vaccinării pentru COVID-19 în România. Aceste cifre au ieșit la iveală abia acum. Comitetul pentru Vaccinare a făcut totuși public raportul. Printre aceste cazuri se numără și oameni care au rămas cu probleme grave de sănătate. Este adevărat că în cele mai multe situații reacțiile au fost doar de moment. Sunt însă și pacienți care au boli grave și care, spun ei, nu au primit vreun ajutor din partea Ministerului Sănătății. Marea lor majoritate au fost reversibile. Miocardite postvaccinale 15, șoc anafilactic 12, tromboză postvaccinală 16, către un caz de citoliză hepatică, mielită, neuropatie, multinevrite și poliradiculonevrite. În total 48. Dacă raportăm la 1.000.000 de doze administrate, vedeți că valorile sunt extrem de mici. În total, dacă cumulăm toate aceste reacții adverse mai serioase, ajungem la 3 reacții adverse la fiecare 1.000.000 de doze administrate. Fostul purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății l-acuză acum direct pe medicul Valeriu Gheorghiță că a mușamalizat totul în timpul campaniei de vaccinare și că nu a fost sincer cu românii. Nu a publicat niciodată numărul real de reacții adverse, spune el. Aceștia sunt oameni, nu cifre. Oameni despre care pe durata vaccinării, autoritățile și CNCAV-ul nu au scos o vorbă. Au mințit că nu există, că nu sunt grave efectele raportate de cetățeni. Câți dintre acești oameni, repet, nu cifre, au murit? Câți au rămas bolnavi și cu sechele pentru tot restul vieții, a declarat Bogdan Oprea. Printre oamenii care au avut reacții adverse în urma vaccinării se numără și Gabriela. După primele doze nu a avut nimic. La a treia situația s-a schimbat. După ce m-am vaccinat, la 9 zile, m-am întors, pentru că locuiesc în Germania, m-am întors în Germania și am început să am niște palpitații foarte puternice la inimă. Am crezut că am un atac de panică. La analize mi-au ieșit trombocitele mici. A doua oară când au făcut analizele, aceleași trombocite mi-au ieșit foarte mici. Pe fișa medicală pe care a primit-o în urma controlului scrie în negru pe alb că simptomele au apărut după ce a primit a treia doză de ser. De puțin timp, în cadrul unei examinări medicale, confirmarea unei tensiuni arteriale ridicate, examinare paralelă a tensiunii arteriale cu rezultatul unei trombocitopenie moderată, hematoame subcutanate frecvente, stare după vaccinul booster BioNTech. Femeia a lucrat în Germania până în urmă cu câteva luni. Acum s-a întors acolo pentru că în România nu poate beneficia de tratamentul adecvat pentru trombocitopenie. Acest tratament nu există în România, spune femeia. În fiecare săptămână, Gabriela merge la spital și face câte o injecție care o costă 1.700 de euro. Revoltată că s-a îmbolnăvit, femeia a dat în judecată Ministerul Sănătății, Guvernul și compania Pfizer cere despăgubiri de 1.000.000 de euro. Eu nu mai dorm noaptea, mă trezesc, îmi număr bubele după mine, mă uit, mă trezesc speriată, am 10 luni de zile, nu cred că mai suport mult. Deci nu știu, câteodată prefer să termine odată și așa. Când am fost în România și m-am umflat așa, mi-am cumpărat și loc de veci. Domnul Rafila chiar spunea că nu contează viața a 1.000 de persoane dacă noi 1.000 am avut de suferit de la vaccin, atâta timp cât a salvat celelalte miliarde. Peste 8 milioane de români s-au imunizat din momentul în care a început campania de vaccinare și până în prezent.